Oh, Doamne. E ziua în care se mănâncă pește. Știi ce e ăsta? Ia să te prind dacă... Nu știu ce. De Dunăre. Ce poate să fie? Uite-te crab la... de Dunăre? Aoleu! Nu mă, e. Shalou. Bravo. Shalou. Tu mai era să zic, da mă, păi uite, are dinți, are dinții, e răpitor. Da, este peștele cel mai curat alături de știucă. Scoatem un filet. Se dezosează pe la spate, așa, știi? Da. Deși pare o ca chestie... Porcul. Ca porcul. Așa ține minte că bunicul așa tăia pe... La spate nu numai porc, ca porc. Mai sunt și alte chestii. Sunt și alte chestii. Oh. Opa, vedeți că mord atrage tot la vin. Am scos așa. Deci, fileurile pe care ce-l fac? Le stropesc puțin cu... Portocală. Știgă, cum făcea bunica... Exact. E, vezi, e o chestie tradițional românească. O să râzi. Dar în toată bucătăria românească de la secolul XVIII, păi se găseau mai multe portocale decât acum, că noi eram... Am stat sub turci și tot turci, se găsea la Istanbul... Se găsea păi și la noi. Veneau la turcii ce erau fraieri, erau negustori turci, clar, care veneau cu toate mirodenile. Eu știu că mâncam smochine când deci eram mic. Deci ia miroasele. Acum fac două soiuri de șalău. Unul se cheamă Bonfam. Bonfam? Da, adică... Bonfam. O doamnă drăguță, da. Bună, da. Culmea este că în franceză n-am găsit această denumire. Era o mâncare care se un fel de mâncare special așa, de la capșa. Dar capșa, când a fost inventat restaurantul până la 1900, a venit cu multe rețete de-astea finuțe de la Paris, știi? Da, da. Numai că între timp... S-au renunțat nu, și ei au renunțat la alte chestii. Am făcut niște bucățele așa mici, pe care parcă ce fac? Parcă sunt Sanjac așa, hai Sanjac. Că mai știu și eu ceva Asta știți să bați așa, asta am pus albuși de ou. Da, asta mă pricep. Până dau eu puțină sare. Deci fac niște bucățele îmbrăcate într-un aluat, ca de clătită putem să spunem, dar numai că în loc de lapte sau de apă minerală, o să pun bere. De ce pun bere? Pentru că nu râde. Se face... De ce râd, mă? Stai, înseamnă că sunt un bun stand-up, dacă te-am făcut deja să râd. Da. Când am rostit cuvântul bere, știi? A luat-o cu bere, deci făina, iese bere mai și... Iese mai pufos. Despre asta e vorba. Iese foarte mișto, vezi că pe margine. Punem puțină sare. Deci, da? Să iau și marginea asta, da? Da. Ca să nu facă cocoloașe, pune mai puțină făină, iar îi trântim puțină bere, știi? Ce să mai este? De... Da, e. Mai merge. Mai merge. Așa. Bun, cred că ce vrem noi să facem acum e, da. Încă puțin. Le băgăm pe toate aici și le mozolești acolo, ia vezi. Le mozolesc asta. Așa, ușor să nu le... Nu, da. Asta ar trebui să pun mâna. Cu mâna, stai că pun eu mâna. Nu că pot să pun și o mână, numai că mă mai spăl o dată pe dinți, era să zic. O secundă să mă spăl. Vrei să bagi mâna în asta? Păi da, nu gătim? Lasă că te mai pun să mai faci. Eu nu mă descurc cu căldura la degete. Asta e numai din obișnuință. Păi, dar nu trebuie să bagi degetul. Eu știu, dar am văzut oameni care întorc șnițelul în tigaie. Sunt imun la ulei încins. Eu nu pot, deci dacă un pic, dacă simt... Auzi, este acolo o sfeclă roșie. Știi să o decojești? Nu, fii atent, capă măr așa. A, capă măr așa. Pătează sfecla asta? Pătează? Pătează, dar te speli după. Da, clar. Ia, fii atent. Dăm câteva. Asta o folosesc. Sfecla e bună sub toate formele, știi? Nu știu dacă mănânc de obicei sfeclă. A fost o crimă aici. Da? Așa. Deja asta din prima linie s-au făcut, să nu le ard. Plating-ul. Facem o chestie, da? Asta așa. Da. Bun. Până mă punem capere. Da. Capere e foarte important. Deci, capera e un... Mai taie din... Da, e acrișoară, este, așa. Da. Și merge cu pește nemaipomenit. Da.
puțin piper, dar nu e obligatoriu să-l mănânci, știi? Și sfânta noastră portocală. Clar. Și am făcut noi un platoaș. Un platoaș de șalău cu îmbrăcat în costumaj de clătite, dar cu bere, așa. Ia gustă una de acolo, ca să nu știu că stai puțin să mai punem puțin portocală pe el. Ia gustă. Nu, ia mâna. Băi, nu. Nici chiar așa, știi? Da, gustăm? Da, gustăm. Gustăm. Bine, trebuie să avem și un par de vin, dar îl bem. Sănătate. Se topește în gură, nu? Poate mai de puțină sare. Rapid, mergem puțin, ne întoarcem și facem șalăul bonfam.